Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Spuneți-mi, vă rog frumos, cine v-a spus despre casele de aici sau cum ați aflat despre casele din Good Afternoon Residence? Despre casele de aici am aflat practic foarte repede din momentul în care am început să căutăm. Au fost colegi de soției care ne-au recomandat cartierul. Am venit și am, într-o zi de weekend, am vorbit cu Robert și a avut disponibilitatea să ne arate casa, pe care practic am hotărât să o achiziționăm din primul moment în care am văzut-o. Chiar după ce mai vizitasem încă două alte modele chiar în cartier. Ce vă place cel mai mult la casă și la ansamblu de aici, comparativ cu alte case și alte complexuri din zonă, prin ce iese în evidență? Cred că una dintre caracteristicile care mi-a plăcut este faptul că respectiva casă este chiar mică. Nu este, nu știu, spațiu pur și simplu nenecesar pe care să-l ai într-un apartament, că practic e un singur apartament. Este mică, este probabil cel mai bine de gestionat, cel puțin iarna. Este foarte bine compartimentată, bine construită. Mă rog, asta e un capitol pe care putem să-l dezvoltăm mai mult, dacă doriți, dar pentru ceea ce se vede, este excelent executată și zic că e alegerea optimă pentru, mă rog, o familie de două persoane, trei, poate patru. Și ca și preț, vi se pare ok raportul calitate-preț? Raportul calitate-preț este unul dintre cele mai bune pe care le-am întâlnit uitându-ne inclusiv la apartamente, pentru care probabil dai un pic mai puțin și te trezești cu două camere într-o morman de betoane, probabil, cum sunt toate cartierele, mă rog, care te privează de un pic de verdeață în jurul spațiului în care vrei să, mă rog, să trăiești cel puțin câțiva ani, nu? Că de asta am achiziționat-o. Am înțeles. Mersi mult și mult succes aici. Mersi și eu. Zi bună.